și mă certau prietenii după aia. Ca să știu să așteptăm... Am și galbenă, dar nu e chiar galbenă. Nu cu verde, că face Andrei mișto de noi. Andrei, dragul de el, dacă nu promovează nici anul ăsta... Dar știi ce mi-a zis? Când am plătit cu el. E pus acum în turneu, așa, la deci. Ăsta aduce 7 jucători croați. Și ați văzut că o declarat că dacă nu promovează nici anul ăsta, își dă demisia. Nu există. Asta e așa, na. Vreau să vă spun ceva? Obiectivul lui să ajungă măcar la Baraj Cerutel. Dar nu are să le zicem. Dacă mandatul era legat de eu oricum, când facem cu el, să vreau finanțe, să facem cu el, ca să putem să facem cu el, dacă altă nu e. Deci, facem cu el așa, dar după când facem cu el, facem cu el, da? Și facem la final. Da. Că n-are rost să înainte. Putem să-i facem cu el, după el, decât cu ăsta, să vedem mai bine. Foarte greu. Mai ales la creada, când nu știu, când devine situația, poți să ai tot la nivelul. Da, acum și timpul foarte scurt, trebuie să riscăm mult, să jucăm la victorie, cam greu anul ăsta. Dar nu se pune problema, da. Facem o echipă bună de tot. Asta este obiectivul. Știți cum a plecat Aerostarul cu 2 ani? Deci, când începem în vară, o luăm cu 10 din 10 la început și se moaie toți adversarii. Când vede că bă, stai așa, că nu se poate. Băgăm banii degeaba. Domnul Geo, dacă acum veniți înapoi la stadion? Poftiți? Veniți înapoi la stadion? De când începem? Din martie? Nu. Bine. Nu mă interesează, nu. Eu stau suport. Bine. Capabil de vers, am scris 7 cărți, zicea rău, eu. Da? Da, da. Nu trebuie așa, de ce nu mai veniți? Nu. Nu, că îți rău de gură. Intrăm în direct? Îți rău de gură să recunosc. Da. Mister, până aici. Am înțeles. Hai. Ha. Mulțumesc. Dacă vrei, dă telefonul pe silent. Și sunt până aici, ca să nu... Da, 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 sigur, sigur. Să mă livrezi cu... Telefonul pe silent, vă rog. Hai, când te... Telefonul pe silent. Fata de culoare. Astea nu le mai mutăm, nu putem să le lăsăm aici, nu? Microfoanele. Da, nu le mai mutăm, că se aud. Ok. Microfoanele. Băieți, iei cu camerele. Da, credeți că e nevoie să le dăm din mână? Nu, nu, nu. Nu, dacă vorbiți un pic mai tare... Da. Bună ziua! Bine ați venit la conferința de presă organizată de CSM Ceahărul Pietra Neamț. La începutul anului 2022, cu ocazia anunțării noului antrenor principal al formației noastre. În fața dumneavoastră sunt domnul președinte Cătălin Roca, domnul director al sponsorului echipei noastre, domnul Anton Măzăreanu și noul nostru antrenor principal, domnul Florentin Petre. Domnule Roca, aveți cuvântul. Bună ziua, la mulți ani în primul rând și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați venit să asistați la ultimele modificări pe care echipa noastră le face în vederea obținerii de rezultate foarte bune și în încercarea de a atinge ceea ce ne-am propus încă de anul trecut, adică, cum vă spuneam la ultima conferință, să o luăm cu pași mai mici, în sensul în care să intrăm în play-off, după care să atacăm barajul. După cum știți, rezultatele de anul trecut nu au fost cele pe care le-am dorit. După schimbarea din timpul turului sezonul trecut, în care domnul Gabi Rădulescu a acceptat provocarea de a veni lângă echipă și am încercat să ne apropiem cât mai tare de obiectiv, nu am reușit să atingem ceea ce ne-am dorit. Rezultatele nu au fost cele așteptate. Drept urmare, la începutul acestui an am ajuns la un acord de încetare a colaborării cu domnul Rădulescu și vreau să-i mulțumesc foarte mult pe această cale că atât el împreună cu staful au făcut tot ce au putut să obțină rezultate foarte bune.
Ulterior, împreună cu domnul Măzăreanu, am făcut un profil al antrenorului ideal pe care ne-l dorim și care să ne ajute să ajungem cât mai sus. Am început căutările și consider că în momentul ăsta am ajuns la cea mai bună variantă pentru proiectul nostru. În persoana domnului Florentin Petre, cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc că a acceptat colaborarea și provocarea pe care i-am lansat-o. În continuare dorim același lucru, să ajungem la în zona de play-off, după care să ajungem la baraj. Vreau să-i mulțumesc și domnului Măzăreanu că este în continuare lângă noi și că își dorește aceleași lucruri care și le-a dorit și când am început proiectul. Și aș vrea să-i dau cuvântul dumnealui acum. Mulțumesc! Bună ziua încă o dată! Bine ne-am regăsit și în nou an. Prima dată vreau să vă urez tuturor la mulți ani, să aveți un an extraordinar, cât mai multe reușite și să avem reușite cu toții și împreună, bineînțeles. Așa cum v-am mai spus, inima nu m-a lăsat să renunț la proiectul Cearlo pentru că încă cred în el și ca atare se și vede pașii pe care îi facem. Au fost câteva greșeli la începutul acestui sezon pe care ne l-am asumat. Cu toate că am început cu cel mai bun lot din serie, n-am reușit să arătăm asta din diverse motive, dar nu are rost să mai discutăm de ceea ce s-a întâmplat, contează ceea ce facem de acum încolo. Am căutat cea mai bună variantă de antrenor și ne-am oprit la Florentin pentru că am considerat că experiența de promovare dintr-un eșalon inferior, unul superior, contează foarte mult și asta s-a și văzut. Are experiență în așa ceva și îmi doresc din tot sufletul să găsească soluția câștigătoare ca în următoarele 3 meciuri să obținem maximum de puncte și, bineînțeles, să profităm și de greșelile adversarilor noștri pentru a putea ajunge în baraj, ajunge în play-off, urmând ca în play-off să la fel să găsească cele mai bune soluții astfel încât să ajungem în barajul de promovare. Pentru noi va fi greu să ajungem în play-off, consider că după ce am ajuns în play-off, lucrurile sunt ușor mai simple, nu rezolvate, dar ușor mai simple, că putem să ne organizăm mult mai bine și atunci putem lua măsurile ce se impun pentru a putea ataca promovarea în eșalonul 2. Modificările nu sunt doar aici, suntem în curs de identificarea unui președinte executiv care să se ocupe de partea, să zic așa, partea tehnico sportivă în relația și cu FRF-ul și așa mai departe. O aducem și câțiva jucători noi, străini. Bineînțeles, cu Florentin va trebui să mai identifice anumite goluri și să încercăm să le acoperim până se reia campionatul și așa mai departe. Deci, să zicem așa, suntem pe drumul cel bun și încă sper în acest proiect și voi fi alături de echipă. Și Florentin, bineînțeles, l-am adus pe termen mediu și lung, pentru un proiect pe termen mediu și lung, nici de cum pe termen scurt. Asta ca să știți cu toții. Deci va fi alături de noi și cu siguranță îi va place la Piatra Neamț. Da. În primul rând, bună ziua. Văd fețe cunoscute, puțin mai cărunte, dar cunoscute. După câți ani? 30? 25? Ne vedem? Mă bucur foarte. 28? Mă bucur foarte tare că vă văd, că suntem sănătoși în primul rând. Vreau să le mulțumesc domnului Cătălin și domnului Anton că au încredere în mine. Această negociere, de fapt n-a fost o negociere, a fost doar o discuție prietenească. A durat maxim o oră. În momentul când am văzut ce se vrea, proiectul pe care l-au în desfășurare, am acceptat fără să mă uit la bani sau la, eu știu, lucruri materiale pe care foarte mulți antrenori sau, eu știu, jucători se axează în primele discuții.
Mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut că sunt doi oameni tineri, oameni de afaceri, oameni care în care am încredere și mă pot baza pe viitor. Suntem conștienți cu toții că începem un drum lung, greu, pentru că suntem într-o poziție, din punctul meu de vedere, am vorbit cu antrenori care antrenează în grupa noastră și, exact cum a spus și domnul Anton, la începutul campionatului era cel mai bun lot și toată lumea se speria că Ceahlăul va promova la PAS. Cum se întâmplă în fotbal, niciodată ceea ce pui pe hârtie nu se materializează în teren. Vă spun sincer că am venit cu sufletul, am venit cu aceeași ardoare pe care o știți cu toții, exact cum am fost ca jucător, aceeași pasiune și respect și disciplina pe care vreau să o impun în viața de antrenor pe care o am înainte. Cu siguranță, împreună cu tot stafful pe care o să-l cunosc și abia aștept să-i cunosc pentru că sunt foști fotbaliști, să punem toate lucrurile la punct. Am venit să câștig, am venit să fac performanță. Am făcut performanță la Brăila din foarte puțin, cu un grup de oameni, mă refer atât administrativ cât și cel pe care l-am condus, mă refer la grupul de jucători. Asta a făcut diferența, nu au făcut banii, nu au făcut, eu știu, lucrurile materiale de care am beneficiat acolo, cu toate că au fost foarte puține. Grupul, vestiarul a făcut diferența. Iar la, din punctul ăsta de vedere, nu va fi nicio problemă. Eu sunt responsabil de tot ceea ce se va întâmpla în vestiar. Eu voi răspunde de rezultatele pe care le vom avea. Mi se pare un lucru normal și voi face tot posibilul să creez un grup de jucători cu caractere exact după felul și modelul cum am fost eu ca jucător. Da, și încercăm să vă pun o întrebare. Vă rog. Scuze. Am și eu emoții pentru că te știu de foarte mult timp. Îți spun la mulți ani întâi, sâmbătă ai făcut o frumoasă vârstă, 46 de ani. Mulțumesc frumos. Și noi. Mulțumesc. Mulțumim acționarului majoritar financiar al clubului. Nu știu dacă m-am exprimat bine, dar cu siguranță da. Mulțumim și domnului președinte al clubului că te-a adus aici. Ești un fotbalist de mare valoare. Ai fost și ești. Și ca antrenor, drept dovadă că ai reușit cu bani puțin să faci istorie la Brăila. Să mai spun că, dintre altele, că ai mai fost și pe stadionul ăsta, îl știi, când aveai 17-18 ani, mă rog, eram magazionier și știu că te-am echipat. Ai stat unul din atentul de la noi. Nu s-a acceptat domnul Chiorchea la vremea aia, pentru că vorba lui era că nu avem 3-4 pitici în echipă, mai aducem încă 3. Nu, știți cum este? Eu mi-aduc foarte bine aminte de acea perioadă. Aveați un lot de jucători foarte bun. Erau Costelenache, parcă Axinia, Marc, Mihai Ionescu. Probabil că se formase un grup foarte bun al lor și era greu să intri. Mi-aduc aminte că Ienci, eram fiind aceeași vârstă, era în lot și tot timpul ne mai scotea prin oraș la un suc. Da, nu a fost să fie. Să știți că am fost și la Galați în acea perioadă când tot la fel am găsit un grup de fotbaliști buni, dar până la urmă, da, până la urmă am reușit la Dinamo. Probabil că ăsta a fost și pasul. Noi când ai stat în club, ai plecat la UTA, apoi ai terminat campionatul și te-ai întors și ai stat 11 ani la Dinamo. Da. Capitan, da, tot, da, da. Jucător de bandă dreaptă, dacă mi-a luat bine. Crescând cu spiritul ăsta, nu ai cum să nu te dezvolți bine. Pentru că am crescut cu spiritul ăsta de învingător, am câștigat foarte multe meciuri, am fost obișnuit cu lucrul ăsta, așa voi crește și ca antrenor. Pentru că niciodată nu mi-a plăcut să pierd. Asta numai când a depins de mine. Când a depins și de altceva, vă dați seama, ca să poți să faci performanță, trebuie calitate. Ca să ai calitate, trebuie să investești.
Și ca să investești trebuie să ai bani să poți să faci lucrul ăsta. Noi am avut, ce am avut, vorbea domnul Anton, de performanța pe care am reușit-o și experiența pe care am acumulat-o în trecut. Da, la Brăila a fost foarte greu. Pentru că să faci performanță cu bani foarte puțini și în condiții destul de grele, fără terenuri de antrenament, a fost un lucru extraordinar. Dar n-a depins numai de mine. A depins cel mai mult și cel mai mult, o să le spun și băieților în vestiar, totul depinde de ei. Și noi, cum îi ținem și cum îi mobilizăm și cum îi capacităm să poată să ducă acest campionat la final. Eu, din punctul meu de vedere, vor avea tot de la mine. Dar același lucru vreau să-mi ofere și ei, să ne oferi. Pentru că asta este bucuria și investiția pe care oamenii o fac în acest club. Este un club cu tradiție, 102 ani de zile, vă dați seama, nu au trecut. Și să ne aducem aminte că s-au făcut, s-au jucat și Cupa UEFA aici. Au avut oameni care au făcut performanță. Trebuie să-i respectăm pe toți. Dar acum e rândul nostru. Noi trebuie să facem în așa fel încât să dăm tot ce avem mai bun din noi să promovăm. Aveți cumva o listă cu jucători? Pentru că înainte de sărbători, lotul ceahlăului era vicinat. Da, avem o listă cu jucători, avem o listă cu jucători care vor veni, jucătorii pe care noi ne vom baza pe viitor. Vă dați seama, pentru mine cel mai important este să am calitate în acești jucători să putem face diferența. Cu siguranță, cei pe care îi vom alege vor fi cei care vor fi nu obligați, cum să le spunem? Ba da, obligați să câștige meci, pentru că de-aia am venit. Eu am venit să câștig, am venit să-i motivez și să-i mobilizez pe toți jucătorii care vin, chiar dacă timpul este destul de scurt. Meciurile sunt și programul meciurilor pe care le avem nu ne oferă posibilitatea să spui, băi, stai un pic că mai e timp, avem 10-12 meciuri să așteptăm greșeala adversarului. Sunt doar 3 meciuri pe care trebuie să le câștigăm, iar adversarul nostru direct, adversarii care sunt deasupra noastră, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să mai și piardă. Pentru că în fotbal nu se știe cum. Iar grupa o cunosc foarte bine. Am avut barajul pe care l-am dat cu Bucovina Rădăuți. O grupă bună, o grupă în care s-au investit și se investesc foarte mulți bani, jucători cu calitate, dar până la urmă tot grupa veche, unde am fost noi și Oțelul, am avut câștig de cauză. Pentru că și Oțelul, dacă stau să mă gândesc, au avut un noroc extraordinar de mare când a jucat cu Foresta Suceava, pentru că am văzut toate meciurile. Iar Foresta Suceava este o echipă pe care am antrenat-o în trecut, cu bani foarte mulți, cu jucători de calitate care pot face diferența în orice moment. Dar acolo, știți cum e, noi ne dorim de toată inima să ajungem acolo și de restul ne ocupăm fără nicio problemă. A fost o surpriză să sună telefonul de la Petru Neamț? Păi, o surpriză. Știți cum e? În primul rând mi-a sunat telefonul de mai multe ori, din mai multe zone. Pe mine m-a bucurat și m-a încântat abordarea ei. Discuției mă refer. Am fost, azi mai sunat, a doua zi dimineață ne-am văzut și aia a fost, nu? Da, puteam să merg în altă parte, dar nu am vrut. Pentru că mi-a plăcut ceea ce am auzit. Și în general sunt un om și un antrenor acum care îmi place greu. M-am obișnuit și vă spun, mai greu decât unde am fost, nu cred că o să-mi fie. Iar ce am văzut până acum și ce se discută în jurul meu, chiar mă simt puțin, cum să nu arogant, nu, un pic așa că plutesc de fericire pentru că am ce-mi trebuie acum, mă înțelegeți? Nu mai stau să merg să alerg după materiale de antrenament sau să sun la primărie sau să merg la CJ să fac rost de bani. Nu. Acum am tot ce-mi trebuie și mă concentrez doar pe fotbal. Ca numărul de staff tehnic mai vine cineva? Nu. Avem stafful stabilit. Voi lucra cu oamenii care au lucrat și în trecut. Cu siguranță tot ceea ce vom face
vom fi pe aceeași linie, pentru că o să stăm de vorbă și tot ceea ce vom face vom alege cu toții, nu o să fie unul să spună decât vorbim pe viitor, vorbim constructiv ca să fie bine echipei. Nu o să schimb nimic, n-am venit să dăm pe nimeni afară, nici un jucător, nici pe nimeni. Adică eu sunt genul de om care în momentul când găsesc oameni care vor să muncească, oameni care se sacrifică și vor să facă performanță, nu am nimic împotrivă. Mă adaptez. Programul de pregătire. Avem toate condițiile la Piatra, cum face pregătirea pe plan local aici, refaceri, inclusiv pregătirea fizică, sau încă sunt aspecte prea timpurii? Sunt aspecte care în perioada imediat următoare le vom discuta. Florentin a ajuns aseară la Piatra, astăzi la ora 11 va avea prima ședință cu staful în care probabil va trebui să-i cunoască mai întâi și să cunoască și să evalueze inclusiv lotul de jucători, după care pas cu pas vom pune totul la punct în așa fel încât să fim pregătiți cât mai bine. Am pus această întrebare pentru că timpul este destul de scurt, mai sunt în jur de 45-46 de zile până la debutul sezonului și ar trebui deja să ne conturăm unde ne pregătim, să stabilim niște adversari din jocurile de pregătire. Din punctul ăsta de vedere al unui program de meciuri amicale, deja au fost făcute discuții. Îi le vom prezenta noului antrenor principal, după care o să luăm deciziile dacă să respectăm sau facem mici modificări. Am înțeles. Domnul Anton, vă rog. Mai sunt trei etape din acest mini-retur. Credeți că dacă nu vom prinde unul din cele patru locuri sau cel puțin locul 4 din play-off, continuați crede pentru noul antrenor? Bineînțeles, asta noi mergem pe trei linii. Varianta de a forța promovarea acum, o variantă poate, nu știu, mai puțin probabilă de a prelua un loc în Liga a doua. V-am spus că eu mă lupt pentru Liga a doua și nu mai vreau să mai stau prea mult în Liga a treia. Nu știu, să vedem la momentul acela ce se va întâmpla în cazul în care nu reușim să avem succes. Și a treia variantă, chiar asta discutam și aseară, a treia variantă rămâne să ne pregătim foarte bine pentru nouă sezon. Da, deci astea trei variante sunt în momentul de față. Din păcate nu mai depinde numai de noi, de jocul nostru. Depinde și de jocul nostru, dar vom depinde și de jocul rezultatelor. Asta e situația în care ne aflăm acum. Încă sunt șanse. Și dacă sunt șanse, oricât de mici ar fi, trebuie să încercăm să le jucăm. Cum a spus și Florentin, cel mai greu e să intrăm în play-off. Acolo mai avem 9 jocuri, practic, cu adversari. În play-off, 9 jocuri înseamnă 27 de puncte, orice se poate întâmpla. La 27 de puncte în joc. Și bănuiesc că în luna mai, sau spre sfârșitul lunii mai, dacă vom ajunge la baraj, altfel vom arăta atunci. Cu siguranță. Cu siguranță. Să ajungem noi la baraj, că vom fi cu totul altfel. Ne puteți spune perioada de contract? Domnul... Perioada de contract nu pot să vă spun pentru că este confidențială, dar oricum este pe termen lung. Confidențială? Nu e obișnuit pe termen. Ați venit și cu familia? V-ați mutat? Deocamdată sunt singur până mă stabilesc, până găsim tot ceea ce ne trebuie. Cu siguranță va veni și familia. Vor veni pe viitor cu drag. Este un oraș frumos, un oraș cu aer curat, dar cel mai curat aer o să-l respir în momentul când o să am rezultate. Mulțumesc. Și eu. Deci în momentul ăsta avem agreați o serie de jucători care să vină la Piatra. Aștept azi un punct de vedere și din partea lui domnului Florentin cu privire la acești jucători. În orice caz, o serie vor veni în probe și va putea lua o decizie după o perioadă de timp. Ei vin pe pozițiile pe care am ajuns la un acord de reziliere la sfârșitul anului trecut cu un număr de jucători. Consider că sunt la un nivel tehnic mai bun decât cei care au plecat, dar depinde foarte mult de punctul de vedere al antrenorului principal. Dintre jucătorii aduși în vară, ne puteți spune un nume și prenume dacă au mai rămas în lot sau
o parte din ei măcar? Pot să vă spun cei care au reziliat. Da. Am ajuns la sfârșitul anului trecut la acord de reziliere cu Moldovan, cu Dumbrăvean, Botezatu, Șter și Teo Câmpean. Acestea sunt jucătorii. Și Cristi Ursu. Fundașul stâmbian. Da. Ăștia sunt jucătorii cu care am ajuns la un acord de reziliere. Care am iabil. Știu că au fost probleme în toamnă, la nivelul underilor. Au fost niște cartonașe, niște suspendări. Ne gândim să ne întărim și da, la acest nivel. Da, da. Din punctul ăsta de vedere, mai mult ca sigur, în discuția pe care antrenorul principal o avea cu staff-ul, este un punct care trebuie foarte bine aprofundat. Am suferit la începutul acestui sezon și nu aș vrea să repetăm aceleași greșeli. Și dacă tot am deschis rămas fără atacanți, da. Ne gândim să aducem niște da, da, da. Atacanți care chiar să și marcheze, nu numai să... I-avem în lot. Știți foarte bine și adică toți jucătorii care au venit au venit pe considerente că sunt buni și foarte buni. Cred că rezultatele au fost influențate de mai mulți factori, nu neapărat de pregătirea tehnică a unor jucători. În continuare am căutat jucători cel puțin la fel de bun, consider că sunt mai buni decât cei care au plecat, dar trebuie să-i vedem și cum se acomodează cu lotul și cum se acomodează la Piatra Neamț, adică sunt mulți factori care, de care va depinde evoluția lor. Pentru funcția de președinte executiv, aveți pe cineva în vedere? Când o să avem un numele pregătit, atunci o să vi-l comunicăm. Dar este posibil să vină în această iarnă, nu? Acum, în primul următoarea săptămână. Nu asta este un lucru foarte bun. Știți că, domnul Anton, că noi care mai am fost foarte supărați că n-am auzit că ați... Am văzut. Ați lăsat armele sau eu știu, nu... Ați lăsat partea financiară. Era supărat, am văzut. Nu era bine, întrebarea mea, nu era bine să dați credit în continuare lui Costel Ilie? Pentru că în 6 etape mă gândesc și la Florentin. Nu credeți că are o baghetă magică la el și imediat aduce rezultate? Noi, ce adică să dați în credință. Haideți să vă spun un lucru. În momentul când știi că ai adus jucători doar ceea ce a dorit Costel Ilie. Deci am luat tot ce a vrut, da? Cu niște salarii nu vă spun. N-a fost, de că la CSM Ceahlău nu a fost niciodată. Și așa mai departe. Și în momentul când vezi cum joacă și cum vezi feedback-urile din afară în care spun, voi, Junea ți-a adus că nu joacă nimic. Și așa mai departe. Și când vezi că nu dau goluri, atacanți cum ești, vă dau un exemplu, cum ești Șter trebuia să rupă. El a pusese golgheter, avea 18 goluri. Totuși el a dat, domnul președinte, 6 goluri. A dat într-un meci 3 goluri, într-un meci cu o echipă așa, a dat 6 goluri. Păi stați un moment, 6 goluri în... Da, 15. Moldovan sau Mucuță n-a dat niciunul. Mucuță nici n-a jucat. În fine, nu discutăm. Da. Dar la pretențiile pe care l-a avut acest lot, locul pe care l-avem acum în clasament este rușinos. Da. Deci este rușinos. Și aici, cum să vă spun, ține strict de partea managerială a echipei. Da? De partea deci managerială. Asta va fi rolul noului președinte executiv, bănuiesc. De partea managerială a echipei vorbesc de partea de antrenorat. Partea de antrenorat, pentru că mintea luminată, din punctul meu de vedere, trebuie să o aibă antrenorul principal. Da? Deci el trebuie să fie cu gândirea, cu strategia și cu logica în pregătirea fiecărui meci. Eu eram supărat pe mine, nu pe Costel Ilie sau pe altcineva sau pe Cătălin. Eu eram supărat pe mine pentru că am acceptat niște salarii foarte mari, am acceptat să aducem niște jucători și nu au arătat nimic. Efectiv nimic. Și asta s-a văzut și l-ați văzut și noi în meciurile pe care le-am avut. Am avut primele două victorii, am început destul de bine. Dar după aia a fost și ghinion, 2 sau 3 meciuri la rând cu penalte la 0-0 ratat și așa mai departe. Apoi a căzut psihic echipa, jucătorii poate n-a și din pricina faptului că Postel are un anumit nume și le era și frică de probabil de el, se blocau, nu știu, ori pregătirea fizică n-a fost corespunzătoare, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă, adică efectiv, jucători foarte buni și
nu au arătat nimic în teren. Niște echipe, de, din punctul meu de vedere, echipe care n-au fost finanțate anul ăsta aproape deloc, ne-au jucat cum au vrut ei, adică cu bugete foarte, foarte mici. Și asta n-am putut să accept. Eu repet încă o dată, eram supărat pe mine pentru că n-am reușit. Și mi-am propus să fac un lucru și n-am reușit. Dacă nu, și de aceea și spun, dacă nu reușim să forțăm acum și nici nu găsim soluție pentru a prelua un loc în Liga a doua, atunci vom pregăti cum trebuie, dar nici de cum cu supervalori. Așa cum spunea și Florentin, trebuie să începem de jos, pas cu pas, cu oameni cu caracter și cu dorință. Da? Nu întotdeauna când ai un buget mare la o echipă și ai foarte mulți bani, poți să faci și performanță. Pentru că pe românești li se urcă la cap. Și asta s-a întâmplat, vă spun clar, asta s-a întâmplat și la noi. Când ai de toate și totul la timp, se urcă la cap. Deci, dacă tot am, ce rost mai are. O întrebare tehnică pentru cine poate răspunde dintre dumneavoastră. Am început sezonul cu un preparator fizic care a plecat din motive contractuale la mai bine la Liga 1. Am mai colaborat cu cineva. Din această iarnă vom avea un preparator fizic la echipă? Pentru că, ați văzut, am pierdut multe puncte în ultimele minute, echipa a suferit fizic, chiar și la Suceava, am luat gol la ultima fază. Dacă îmi permiteți mie, din punctul ăsta de vedere, la fel, după evaluarea pe care Florentino va face a staff-ului actual, vom lua deciziile care se impun în așa fel încât sunt perfect de acord cu dumneavoastră că pregătirea fizică este printre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, mai ales datorită intensității în care se desfășoară meciurile. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte legate de întrebarea dinainte. Atât cu Costel Ilie, cât și cu Gabi Rădulescu, colaborările au început cu o serie de obiective. Având în vedere că după o perioadă de timp ne-am depărtat de acele obiective, ambele reziliere au fost de comun acord. Deci niciodată nu s-a pus problema că am înlăturat noi un antrenor. Sau... Deci totul a fost de comun acord. Pentru că consider că sunt oameni maturi și profesioniști în domeniul lor. Credem cu tărie că pasul și momentul în care ne aflăm acum este ce mai bine pentru club și pentru proiectul nostru. Spuneați că li s-a urcat la cap de prea bine. Va exista o plafonare salarială pentru jucători? Nu va exista o plafonare salarială pentru jucători, dar vom avea o mult mai mare grijă cu privire la salariile pe care le vom acorda, la prime și așa mai departe. Prefer și eu sunt adeptul chiar și în activitatea pe care o desfășor să oamenii mei să primească prime, de exemplu, în baza rezultatelor pe care le au. Mult mai mari decât ceea ce are de bază și așa mai departe. Bănuiesc că va fi și bonusuri în caz de intrare în play-off, de baraj și... Vor fi, asta sunt clare. Da. Potul cel mare... Nu se... E secret. Da, potul cel mare dacă ajungem acolo, din sezonul ăsta. Da, doar. Deci achita la zi, să zicem, până în decembrie, pentru că au fost jucători în decembrie care au plecat de sărbători cu buzunarele goale. Vreau să specific un lucru. Sunt echipe care nu au primit salarii de 3-4 luni de zile. Și echipe care au făcut și fac performanță. Da. Nu cred că, iarăși, chiar lucrurile acestea au venit la niște jucători care n-au arătat aproape nimic în prima parte a sezonului. Și pentru câteva zile întârziere să apeleze la dumneavoastră sau să facă tam-tam. Nu cred că asta e realitatea. Dar, într-adevăr, sunt câteva întârzieri care vor fi corectate în perioada imediat următoare. Dar aceste întârzieri au fost cauzate mai mult din faptul că am fost dezamăgit de cum s-a jucat, nici de cum, că n-a fost potențial pentru a se da aceste sume. Mulțumesc frumos. Să dea Dumnezeu. Cine se ocupă în relația cu mass media? Da. Domnul Marcel. Era o întrebare pentru că știam că...